Capitolul 11. Eliberarea. Individuală sau de grup, privată sau publică. Slujirea de eliberare aparține bisericii. Ar trebui să aibă loc împreună cu predicarea, învățarea și vindecarea. În Marea Trimitere, așa cum este înregistrată în Evanghelia după Matei, citim că Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Matei 28, de la 18 la 20: Scoaterea demonilor este o parte vitală din ceea ce a poruncit Isus ucenicilor săi. În relatarea lui Marcu a Marei Trimiteri, el îl citează pe Isus spunând, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate afară dracii. Observați pronumele plural, cei. Aceasta sugerează că aceasta e o slujire a bisericii mai degrabă decât a individului. Astăzi, Duhul Sfânt aduce în biserică slujirea de liberare într-un mod mai rapid pentru că a fost neglijată atât de mult timp și biserica trebuie pregătită pentru venirea Domnului Isus. Eliberarea poate avea loc ca partea serviciului de biserică obișnuit. Iisus nu s-a dat înapoi de la a scoate afară demonii în public și în locul de închinare și învățătură. În Marcu 1, 21 și 23 citim că s-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat în data în sinagogă și a început să învețe pe norod. În, sinagog în sinagogă lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Dar Isus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Am fost la servicii ca și acela, însă și prezența celor care se mișcă în puterea lui Dumnezeu asupra spiritelor demonice a făcut spiritele să reacționeze și să strige sau să vorbească. Cursul de acțiune luat depindea de momentul de întrerupere a serviciului. Uneori, spiritelor li se poruncea să tacă până mesajul era finisat. Demonul era legat astfel până la momentul în care era scos afară. Dar situația poate fi de așa natură încât să necesite eliberarea imediată. Aceasta s-a întâmplat la un serviciu la care eu slujeam. La sfârșitul mesajului meu, spiritele demonice au preluat pe un bărbat și soția lui. Ei erau creștini, dar nu experimentase botezul cu Duhul Sfânt. Ei au venit la serviciu cu intenția de a lua în derâdere pentecostalii. Dar în timpul serviciului au avut parte de convingere. Mesajul a accentuat puterea sângelui lui Isus. Femeia a început să tremure violent. Când cei ce erau aproape de ea au început să se roage pentru ea, demonii au început să strige prin ea. Când soțul ei s-a apropiat să vadă ce poate face ca să ajute, demonii în el au început să strige și să-l facă să tremure. Adunarea a continuat să cânte cântări de laudă și ne-a lăsat să slujim acestui bărbat și soției lui între rândurile de bănci, până au fost liberi de demonii care i-au preluat. Apoi ne-am rugat pentru ei să primească botezul cu Duhul Sfânt și în câteva clipe vorbeau în alte limbi cum le da Duhul să vorbească. Ambii au fost eliberați de demoni, de alcool și nicotină și mulți alții. Ei au continuat în viața lor plină de Duhul cu un mare zel și bucurie. Până la acel moment în slujirea mea, cea mai mare parte din eliberare a fost administrată în întâlnirile personale cu oamenii. Echipa noastră de eliberare mergea într-o biserică sau o comunitate. Țineam câteva sesiuni de învățătură cu privire la demon și eliberare. Oamenii erau încurajați să se programeze pentru întâlniri personale. Stabileam întâlniri ca oficiul unui doctor. Aproximativ două ore erau planificate pentru fiecare persoană. Încurajam cu tărie slujirea pentru familii cu participarea împreună a părinților și a copiilor de toate vârstele. Aproximativ 45 de minute erau petrecute în discuție, iar restul timpului pentru procesul de eliberare. Această abordare a eliberării s-a dovedit avea unele puncte tare în favoarea ei. Discuția de la început aduce la lumină momentele și căile prin care demonii au putut căpăta intrare în viața persoanei. Persoana este în stare să învețe astfel cum operează diferiți demoni. Această înțelegere este un mare ajutor în a putea închide ușile demonilor după ce i-au fost scoși afară, astfel ca să nu poată reintra iarăși. Sigur că demonii ascultă conversația și înțeleg că prezența lor este descoperită și căile lor ele sunt aduse la lumină. Aceasta servește la agita demonii și la momentul în care ești gata pentru slujire, demonii sunt de obicei la suprafață și ies afară mai ușor. Acest tip de slujire are dezavantajul de a lua mult timp, dar are avantajul de a fi mai profund decât eliberarea publică sau un grup. Inima lui Isus strigă pentru mai mulți lucrători. În contextul Amatei Matei 10, Isus este implicat în slujirea lui de învățare, predicare, vindecare și scoatere afara demnilor. Dar atunci când a văzut mulțimile, el a fost mișcat de milă pentru ei, pentru că erau ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, secerișul este gata, dar lucrătorii sunt așa puțini. Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul lui. Matei 9, 36 cu 38 Slujirea de grup Slujirea de grup implică scoaterea demnilor din mai mult decât o singură persoană în același timp. Grupul poate varia ca mărime de la doi oameni la o mulțime. Faptul că acest lucru poate fi făcut a fost demonstrat de multe ori de persoanele care fac slujirea de eliberare. Slujitorul de eliberare va porunci demnilor să plece în numele lui Isus și demonii vor începe să iasă afară, în grupuri mari de 100 și mai mult, decât doar dacă sunt destui lucrători suficient de cunoscători pentru a oferi ajutorul adecvat fiecare persoane, unii oameni ar putea să nu primească slujirea de care au nevoie. În slujirea de grup sunt unii care primesc o eliberare destul de bună, alții s-ar putea să nu primească cât au nevoie, iar alții s-ar putea să nu primească nimic. Slujirea de grup poate fi eficientă cu copiii. Am avut experiența de slujirea unui grup de copii în vârstă de la 7 la 12 ani. Am început prin a numi spiritele care sunt comune pentru practic orice băiat și fată, cum ar fi frică, egoism, resentiment și mânie. După ce am numit mai multe spirite comune și le-am poruncit să iasă afară, ne-am ocupat de copiii care aveau probleme mai specifice. Părinții și postorul copiilor erau prezenți și au ajutat la slujirile individuale. Doi copii au primit de asemenea botezul un Duhul Sfânt și unul a căpătat libertatea de a se ruga în alte limbi. Mai multe sunt spuse despre slujire copiilor într-un capitol separat. Este de neconceput că Iisus a slujit fiecarei persoane în mod individual. Oriunde mergea El era înconjurat de mulțimi de oameni care doreau vindecare și eliberare. El și cei 12 nu puteau sluji în mod personal fiecărui individ, totuși este scris că El a slujit tuturor celor care au venit la El. În predica lui Petru din casa lui Corneliu, el spune cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus de Nazaret, care mergea din loc în loc și vindeca pe toți cei apăsați de diavolul. Fapte 10 cu 38 Slujire personală sau publică Uneori simțim că trebuie să alegem între două lucruri. Trebuie să alegem într-adevăr între eliberarea publică și privată? Este evident că Duhul Sfânt ne-a condus în amândouă fie ca fiecare credincios să o facă în modul în care Domnul îi arată. Slujirea personală este importantă, dacă nu chiar esențială în unele cazuri. Descoperim că cei mai mulți creștini au unele pagini întunecate în viețile lor. Sunt lucruri care nu au fost niciodată mărturisite nimănui. Demonii prosperă pe păcatul ascuns și nemărturisit. Ei aduc vinovăție și nevrănicie pentru a împiedica creșterea spirituală și mărturia credinciosului. Cele mai multe persoane se simt destul de confortabil pentru a mărturisi aceste lucruri consilierului în eliberare. Li se face clar că săpatul în trecut este pentru scopul de a descoperi ușile prin care demonii au intrat pentru ca acele uși să fie închise pentru totdeauna. Unele persoane necesită mai multă învățătură și încurajare decât altele în a putea fi în stare să mențină eliberarea lor. Unii prind repede tehnicile luptei spirituale în timp ce alții învață încet. Unii sunt mai vulnerabili la atac prin alte persoane din viețile lor, în special din casă. Slujitorul simte importanța fiecărui caz și dorește să facă tot ce e mai bun înaintea lui Dumnezeu pentru ca persoana care îi slujește să poată continua